Vă salut, sunt Sorin Drache și astăzi stăm din nou de vorbă. De data asta am o poveste importantă și interesantă în același timp pentru voi. Am avut săptămâna trecută o discuție cu agenție de publicitate și în întâlnirea respectivă, pe la jumătatea întâlnirii mai exact, mi-am dat seama că, deși vorbesc limba română, zic eu destul de corect, în engleză mă descurc destul de bine, există o limbă străină pe care nu prea o stăpânesc. Despre ce e vorba mai exact? Păi despre o engleză, despre asta e vorba. Undeva pe la începutul întâlnirii, după ce am făcut cunoștință cu cei cu care urma să purtăm o discuție despre publicitate, am observat o prezentare pe care ei ne oferau în două limbi, în engleză și în română. La un moment dat m-am pierdut pentru că nu mai puteam să urmăresc șirul prezentării din cauza faptului că erau tot de termeni bani română, bani engleză. Și în momentul în care am început să purtăm o discuție față în față, lăsând la o parte prezentarea, mi-am dat seama că nu stăpânesc această limbă străină. Când au început să apară termeni de genul benchmark, tools-uri, da, există un cuvânt care se numește tulzuri, în cazul în care nu știați. În momentul în care am început să ne focusăm sau să șeruim tot felul de lucruri, mi-am dat seama că sunt total pe din afară. În cazul în care nu știați, romgleza este un thing, se întâmplă și foarte multă lume începe să o folosească din ce în ce mai mult. Cred că fenomenul ăsta cu romgleza este cel mai frecvent în marile corporații, dar am observat că începe să fie folosit și pe internet foarte, foarte tare. Tinerii sunt foarte atrași de chestia asta. Mie, ce să zic, mi-e e destul de greu să mă conformez, deși, repet, eu zic că vorbesc și engleză și română destul de bine, însă mi se pare că cele două nu prea sunt compatibile așa una cu cealaltă, ca să fiu sincer. Um, partea cu focusarea și cu șeruirea, hai să zic că nu sunt atât de grave, dar în momentul în care am ajuns la uh, fraze sau la propoziție de genul uh, da, sunt ferm convins că avem tulzurile necesare uh, pentru dimenul clientului, am început să am o problemă și să am un semn de întrebare destul de mare, uh, despre cum voi putea comunica cu acea persoană, sincer nu cred că aș putea să fac chestia asta. Uh, Câteva sfaturi dacă vreți să vorbiți limba romgleză corect și țineți minte ce spun pentru că în câțiva ani sunt ferm convins că foarte multe termene din astea se vor regăsi în DEX pentru că vor fi asimilate de noi, de vorbirea de zi cu zi. Deci câteva sfaturi, câteva cuvinte pe care trebuie să le țineți neapărat minte. În primul rând, benchmark. Deci benchmark trebuie să-l țineți minte pentru că sună atât de bine și atât de mișto încât puteți să-l aruncați într-o propoziție de genul mă duc până afară să fac un benchmark. Uh, am vorbit cu Ion despre un benchmark. Uh, sunt ferm convins că ai dreptate, dar eu vreau să fac un benchmark. Vă asigur că acest cuvânt se potrivește de fiecare dată. Apoi mai este cuvântul „guys”. Guys merge absolut în orice propoziție. Poate fi la început, poate fi la sfârșit sau poate fi aruncat așa la mijloc, la mișto, în mijlocul propoziției. Dacă vreți să fiți smart, e bine puteți să începeți o discuție și să păreți foarte importanți prin așa ceva. Guys, am o idee și în momentul ăla toată lumea se întoarce spre voi, toată lumea e fascinată de ideea voastră. Sau, după cum spuneam, puteți să începeți o propoziție normal și să o terminați cu chestia asta cu guys. Ca de exemplu, puteți să spuneți ceva de genul. Am o întâlnire astăzi, o să particip la ea, dar vedem cum se întâmplă și cum se va termina această întâlnire. Guys! Sau puteți să faceți treaba asta în mijlocul propoziției, așa, random, încă un termen de rongleză, ca și cum nimeni nu s-ar aștepta, adică o aruncați acolo ca să vedeți reacția celorlalți, și anume într-o propoziție de genul, da, am o întâlnire mai participă și Ioana și Petre, dar știți voi, guys, că de fapt toată întâlnirea asta este pentru a stabili niște benchmark-uri. Ați observat ce am făcut acolo. Deci cam astea ar fi câteva cuvinte pe care neapărat trebuie să le țineți minte. Benchmark și guys sunt, sunt 100% necesare. Ca și random, ca și haideți să ne focusăm mai bine. Asta când vrei să atragi atenția cuiva care nu este atent la discuția voastră. Faza cu șerruim deja cred că o folosește toată lumea, mai ales pe rețelele de socializare. Asta cu tools mie în continuare îmi sună, mă pe, pe dar n-am ce să fac. O să ne adaptăm cu toții și după cum spuneam, țineți minte, în câțiva ani cu siguranță cuvintele astea vor fi asimilate în limba română. Până atunci, nu știu, o să căutăm un ghid de prongleză sau nu știu ce putem să facem mai exact. A, și era să uit, încă un cuvânt foarte, foarte important dacă vreți să stăpâniți romgleza cum trebuie, a customiza. Cum sună asta? Dacă vrei să faci ceva cum trebuie, acel ceva trebuie customizat pe nevoile clientului, nu? Haideți să customizăm oferta ca să placă mai bine clientului. Așadar, guys, dacă v-a plăcut, vă aștept cu un share și un like să share mai departe toată povestea asta. Aștept și alte exemple de rongleză în comentarii mai jos. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și ne vedem în clipul următor. Vă mulțumesc frumos, o zi bună!